nu este vizibilă sau nu este atât de vizibilă. Da? Practic, dacă am trece pe stradă, nu? Trec copilul meu pe stradă, dacă nu se uită mai atent la el și nu vede ceva special, practic nu suntem văzuți. Nu? Deci nu avem un scaun cu rotile, nu avem un aparat auditiv și nimic de genul acesta. Nu? Dar suntem persoane sau suntem o categorie a persoanelor cu dizabilități, da? Din categoria aceea, cea mai, dacă poate să existe și noi credem că ni se potrivește, cea mai dezavantajată sau cea mai discriminată. Avem drepturi pe hârtie, da? Spunem noi suficient de multe dacă ar fi respectate. Ori din punct de vedere al nerespectării acestor drepturi care ni se cuvin, nu? Intrăm în această categorie a persoanelor marginalizate cât se poate de mult. Da? Pornim de la accesibilitate, ce înseamnă? Să ai acces la tot ceea ce oferă societatea oricărui cetățean. Nu? Avem copii, copilul are dreptul legal la educație, la servicii medicale, la orice ține de drepturile copilului. Copiii noștri nu au toți acces la aceste servicii. Deci asta este face parte din accesul la servicii. Noi vorbim despre această parte a acestei, să zicem, accesibilizări. Da? Pentru că vorbim de integrare, foarte frumos, avem scris pe hârtie tot felul de, să spunem, acte normative și norme care dau dreptul pe hârtie copiilor noștri să fie integrați chiar în învățământul de masă. Asta înseamnă integrare. Da? Dar experiența de zi cu zi ne arată și ne spune că lucrurile nu stau așa. Și aici, nu neapărat pentru că, tot aici spunea cineva, educația trebuie să înceapă cu copilul. Așa este. Din copilărie, cu orice alt copil, nu numai cu cel cu dizabilități, și cu copilul tipic. Uităm însă lucrul cel mai important. Copilul, indiferent că este un copil cu dizabilități sau un copil tipic, are o familie care în faza aceasta a copilăriei are cel mai mare impact asupra copilului. Da? Copiii noștri nu sunt marginalizați în școală de la început de copiii colegi, ci sunt marginalizați și duși spre excludere de părinții acestor copii. Pentru că, și cred că este iarăși un lucru foarte cunoscut, a fost atât de mult mediatizat în ultima vreme cazul copilului cu ADHD de la Pitești. Da? Vorbim aici de o tulburare de dezvoltare, nu? Asemănătoare chiar cu tulburarea de dezvoltare de care vorbim noi de autism. Pentru că și autismul are variantă de ADHD și, într-un fel, copiii sunt în aceeași categorie. Ei sunt copii care pot face față cu brio în învățământul de masă, dacă se respectă niște lucruri elementare. Niciunul din acești copii nu sunt, în esență, niște persoane agresive, nu? Așa cum s-a vehiculat iarăși, nu? În toată masă media. Și aici au plecat cei care puteau să ne răspundă de ce nu a existat, să spunem așa, o poziție oficială vis-a-vis de toate aceste evenimente și cum s-a rezolvat acest caz. O să vă spun că, din experiența proprie, în lupta mea pentru integrarea copiilor în acest învățământ de masă, o să vă povestesc o scenă care probabil o să fie suficient de elocventă pentru a arăta, de fapt, unde este adevărata problemă. Da? Problema este acolo, în interior, pentru că din interiorul sistemului nu se dorește sub nicio formă nici aducerea acestor copii, nici aducerea acestor persoane în
mediul nostru natural. Dacă s-ar putea să ne ducă undeva, să ne ducă și într-o zonă și să ne creeze precum celor cu ciuma un loc anume, un lagăr anume, ar fi foarte bine. Da? Merg să înscriu încă un copil la școală, într-o școală de masă, după ce fusese cu 2 ani înainte să înscriu la aceeași școală și niște copii la grădiniță, alți copii la grădiniță, și la care managerul școlii îmi spune: mai stați mult în cartierul acesta? Zic, da, vom sta de acum întotdeauna. Este casa noastră și fiind a noastră, aici locuim. Atunci aveți de gând să-mi umple școala cu deștea? Împrăștiați-vă, rog, la toate școlile din cartier, dacă tot locuiți aici. Pentru că altfel eu nu voi mai avea alți copii în școală. Pentru că părinții își vor lua toți copiii din școala aceasta și vă aduce în altă școală. Suficient? Mai putem spune ceva? Cam aceasta este atitudinea. Atitudinea este, v-am reprodus textual această discuție, iar ceea ce urmează, nu? Copil care face față cu brio acestei activități din grădiniță și din școala normală, da? Care în fiecare zi, la care în fiecare zi sunt plângeri pe care ar putea fi făcute pentru orice alt copil. Pentru că copiii fac aceleași lucruri în clasă. Și el și ceilalți. El se ia după ceilalți, nu? Și ceilalți după ei. Ăștia sunt copii. Cam așa stau lucrurile. Ei, și o să lăsăm categoria copiilor, nu? Pe care nu avem unde să integrăm în învățământ, nu? Și o să mergem mai departe la partea de terapie care trebuie să-i ajute, nu? Și care este iarăși numai pe o categorie a acestor copii, din această categorie de copii, numai până la o anumită vârstă, și iată cum, prin lege, noi discriminăm în continuare copiii și tinerii, pentru că persoanele cu autism sunt toate, și ăla de 3 ani, și ăla de 5 ani, și ăla de 7 și așa mai departe, nu? Dacă fac lege, o lege o fac pentru toată lumea. Deci eu nu discriminez prin lege și prin lege discriminez categoriile de beneficiari din aceeași categorie. Am spus să spunem suficient despre această discriminare în domeniul educației. Să trecem la sănătate și să spunem că atunci când copiii noștri, spunem copii, înțelegem toate categoriile, da? Și copii, și tineri, și adulți, pentru că de fapt toți sunt copiii noștri și toți au nevoi medicale, indiferent că ține de partea strictă a diagnosticului sau de boli anexe, pentru că de fapt oricare dintre noi ne putem îmbolnăvi și pentru asta trebuie să intrăm la medici de toate categoriile și trebuie să fim ascultați și nu dați pe ușa afară, pentru că personalul respectiv, pentru că cel din unitatea respectivă nu știe sau nu vrea să interacționeze cu persoana respectivă. Dacă sunt multe categorii în care sunt mulți cei care nu se pricep, nu sunt foarte mulți, să știți. Nu există decât, în cele mai multe cazuri există rea voință, pentru că am văzut că atunci când se dorește, se știe cum să fie abordat copilul pentru a interacționa și afla ceea ce trebuie să fie de aflat. Da. Deci ne-am rămurit și cu sistemul medical. Și dacă e să continuăm, putem să continuăm și să spunem că, de fapt, accesul la servicii de profesionalizare a acestor persoane nu există, nu? Și asta încercăm noi prin activitățile pe care le facem și când vorbim de încadrarea muncă acestor persoane, lucrurile sunt și mai complicate. Chiar și aceia care au făcut, au urmat în sistemul școlar, au făcut facultăți și sunt în faza în care se exclud sau se
sunt excluși din așa zisele locuri de muncă. Dată fiind problematica atât de complexă, noi, ca și asociație, încercăm să facem ca lucrurile să funcționeze, arătând tuturor că se pot face lucruri. Da? Că aceste persoane sunt persoane care pot fi abilitate suficient astfel încât ele să devină din persoane total dependente, persoane parțial sau total independente. Pentru că se poate, izolându-i, îi aducem în stadiul de persoane dependente total. Dacă îi scoatem din această izolare, dacă îi stimulăm, dacă reușim să le creștem și să le valorificăm abilitățile, ei pot deveni persoane care pot produce. Deci din persoane asistate social, ele pot ajunge persoane care să se poată întreține. Și credem noi că materialul pe care ar fi trebuit să-l puteți vedea sau în ceea ce aveți în spate este, să spunem, ceva reprezentativ pentru ceea ce noi încercăm să facem direct cu tineri și adulții noștri din centre, ceea ce facem copiii pe care îi pregătim pentru a fi integrați în școală și așa mai departe, în grădință și în școală, și că ne dorim să continuăm aceste lucruri, această luptă pentru a arăta că putem ajunge și acolo pentru ca aceste persoane să funcționeze independent. Printre serviciile pe care le oferim în afară de cele ce țin de centru de zi pentru copii sau de atelierele de preprofesionalizare și de profesionalizare, avem o mulțime de alte servicii, cum ar fi serviciile de pregătire, de cursuri pentru cei care vor să interacționeze sau lucrează în domeniu. Avem publicăm cărți, avem în fiecare are în mapa lui revistă pe care o publicăm și tot felul de material informativ, astfel încât să ajutăm pe cei care vor să facă cu adevărat lucruri în acest domeniu. Ceea ce este cel mai important este că ne dorim să arătăm că se poate face diferența dacă ne dorim cu adevărat și dacă facem lucrurile cu adevărat așa cum trebuie. Este o tulburare, să spunem, la modă, modernă în acest. Este o tulburare din care s-a făcut un adevărat business. Este un lucru real ceea ce vă spun. Se lucrează în diverse, în multe, multe locuri, da? Dar este important ceea ce se câștigă și ce câștigă persoana respectivă. Pentru că noi, cei care primim adulții și tinerii, nu? Ne lovim veșnic de aceste discursuri ale aparținătorilor. A făcut 5 ani de terapie, de 4 ore pe zi, a făcut nu știu câte ore de terapie, da? Iar persoana respectivă nu are funcțional nimic din ceea ce ar trebui să fie, da? Deci iată cum, de fapt, facem, nu de dragul de a face. Centre sunt o mulțime astăzi, mai puține pentru categoria tinerilor și adulților. Ceea ce noi vrem să facem cu adevărat este să arătăm că se poate și să arătăm cum se poate face diferența și că ea se poate face. Avem de asemenea un program pe care îl desfășurăm încă din anul 2000, an de an, a taberelor terapeutice, care nu este o tabă obișnuită, pe care o știți oricare dintre dumneavoastră, acolo unde noi ducem beneficiarii doar cu terapeuți, da? În fiecare anotimp, în fiecare an, într-o altă locație, nu? Și unde mimăm, nu? Și încercăm să dezvoltăm abilități de viață independentă. Nu? Pentru că rupt de familie, nu? Duci într-o tot o altă zonă și acolo este pus să experimenteze viața independentă cu ajutorul
terapeuților. Da, ar trebui să respir, să mă gândesc dacă am reușit să ating toate punctele pe care mi le-am dorit. Nu știu dacă am reușit să o fac. Dacă nu am reușit să o fac, atunci vă rog să îmi puneți întrebări și să reușim să mergem mai departe cu firul acestei povești, să zicem așa. Ceea ce este important, este important că aici, astăzi, se întâmplă niște lucruri frumoase, că există partea frumoasă a acestei întâlniri, dar în același timp există și această parte pe care am dorit să nu mai avem, adică să te obișnuiți. Da? Totdeauna, cei care ar trebui să fie aici să ne asculte, sunt cei care pleacă primii. Au bifat, nu, prezența și după aceea au plecat. Iar cele ca acelea de la întâlnirile noastre, de la... Da, de la avocatul poporului sau la fel, a plecat doamna curicula pentru învățământ, unde se fac și la învățământ se face curicula, sunt chemate organizațiile doar să se bifeze prezența, pentru că nu se admite niciun fel de propunere, nu? Există această rigiditatea sistemului din interior pe care nimeni nu o poate dărâma. Deci este nevoie, în primul rând, de această schimbare. Dacă acest lucru nu se va întâmpla și nu va veni de la noi, degeaba ne chinuim și ne batem gura, să spunem, aici. Putem să facem ceea ce spunea domnul Aștilea, nu? Să existe și barierele de constrângere. Cred că lucrurile se fac neapărat prin constrângere, dar că așa suntem ca și popor care facem lucrurile mai atunci când suntem mânați de la spate. Cred că există soluții pentru a fi determinați cei din interiorul sistemului să facă lucrurile, nu să mimeze că le face. De fapt, despre asta vorbim. Promit că altă dată nu o să mai iau copilul cu mine la nicio conferință. Cei din față văd câte întrebări îmi pun. Deci, ori trebuie să stau eu acasă, ori copilul acasă, da? Asta mă bucură, că înseamnă că e foarte atent. Vă rog să mă credeți că ceea ce spun acum sunt cuvintele lui prin semne. A spus că nu doar la autiști se întâmplă acest lucru. În educație, în sănătate, se întâmplă și la surs de când ești copil. Și ce să facă toată viața, să stea unde, aruncat la gunoi, să nu mai meargă la profesor? Ce să facă mama cu tata cu el? El știe că au parte de o mamă care a spart zidurile. Dar ce se întâmplă cu ceilalți copii? La doctor, că merg la doctor. Copilul nu trebuie aruncat, dat pe stradă, trebuie să ai milă față de el. Deci cei din față îl văd ce spune, eu nu fac decât să transmit ce spune el. E prima dată când participăm de la o conferință, m-a obosit, oricum sunt obosită de picioare, recunosc. Cine mă cunoaște știe că rezist, dar de data asta întrebările lui și ale colegei lui, care este mai timidă, dar eu îi văd discutând acolo pe ei doi, vreau să mulțumesc în numele SUS-ilor, Consiliului Național al Dizabilității, repede, este prima dată când tinerii SUS vin și se implică ei direct. N-am făcut decât să transmit mesajul lor. Deci ei văd că, indiferent că ești cu o problemă de autist, sau indiferent că ești sur, sau indiferent că ești nevăzător, problemele în sănătate, în educație și muncă sunt la fel. Da. Lucrurile așa stau, este adevărat, iar noi avem în plus și o etichetă pe care de undeva a rămas că suntem agresivi. Lucru care nu este adevărat. Agresivitatea este un comportament care, în cazul copiilor noștri, poate fi pur și simplu cu, să zicem, funcție de comunicare. Comunic că ceva nu convine, comunic că nu te-ai purtat corespunzător, comunic că m-am frustrat pentru că ai avut o anumită acțiune și așa mai departe. Deci problema nu este la persoana cu autism, problema este în 99% din cazuri în mediu. Iar atunci când sunt și
să spunem, provocați, mai ales prin acea, nu, că vă dați seama ce discursuri au copiii acasă cu părinții, dacă se poate duce copilul la două zile la școală sau la grădiniță și să-i îl ia la picioare sau să-i spună, să-i spună copilului, tu pleacă de aici, du-te de altă parte, nu-i locul tău aici. Mulțumim, Anca! Întotdeauna sunt foarte, foarte multe.